Avem nevoie de bucătari, ajutor de bucătari, spălători de vase. Dumneavoastră, în ce calitate ați dori să activați sau noi la noi? Trebuie de bine un spălător de vase. Bine. Unde locuiți? Mihailovca. Mihailovca. Da. Așa. Aveți copii, aveți cu cine îi lăsa? Da. Da. Da, pentru că asta e foarte important. Știți cum copiii se mai îmbolnăvesc? Da. Da. La noi, dumneavoastră, cu ce circulați? Curtiera? Curtiera, bine. Pentru că este transport, nu e problemă cu transportul. Mă numesc Apmari Viorica, am 23 de ani și am venit la Târgul locuri de muncă. Vreau să lucrez, am doi copii și am nevoie și mă aranjează, dar trebuie să mă mai gândesc un pic. Să integrăm în societate, care mai puțin ieșim în evidență în societate. Stăm mai mult pe acasă, cu copiii, cu familia. Mă numesc Valentina, am 27 de ani. La moment sunt în căutarea unui loc de muncă. Am participat la două ședințe la Pro Cimișlia, unde am învățat despre salarii, despre cum să drepturile angajaților și salariaților, despre cum corect să faci un CV. Și astăzi vreau să găsesc un loc de muncă. De exemplu, la moment în școala profesională sunt trei specialități: bucătar, tractorist, mașinist și tâmplar zidar. Aceste specialități sunt renumite, adică sunt agenți economici care au nevoie, într-adevăr, de brațe de muncă. Astfel și eu m-am angajat prin intermediul Fitch Forțelor de Muncă, cu foarte mulți ani în urmă, și am zis că mă duc temporar și sunt aici de 32 de ani de acum. Tot acest fapt se datorează minunatului ONG Pro Cimișlia, care are grijă ca să întrunească toți actorii implicați pentru unii să-și acopere locurile vacante, iar alții ca să-și lucreze pentru existență, pentru a avea un salariu, un trai decent. Oportunități mai bune pentru fete și femei, fără educație, formare și angajare în câmpul muncii. Deci astăzi suntem la un târg al lucrurilor de muncă și zic eu o activitate binevenită pentru femeile și fetele NIT din raionul Cimișlia, pentru că ați văzut și dumneavoastră câtă lume interesată au venit la acest târg.